bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Trei copii din satul Hunedoreanu Colișu Mic din Munții Oreștiei au găsit aproape 150 de monede dacice din aur, ascunse în vizuina unei vulpi. S-a pus punct unei investiții în urma căreia toate zonele Vâișiului au fost delimitate clar și legate la sisteme individuale. APASERV a invitat presa la finalizarea lucrărilor și am aflat în teren cât de importantă este zonarea. Elevii claselor 8-a se pot orienta din acest an către o nouă formă de învățământ, respectiv învățământul profesional de 3 ani. Trei copii din satul Hunedoreanu Colișu Mic din Munții Oreștiei au găsit aproape 150 de monede dacice din aur ascunse în vizuina unei vulpi. Familiile copiilor au predat autorităților monedele, iar polițiștii efectuează o anchetă în acest caz. Localnicii spun că tezaurul ar fi fost ascuns acolo de cel care a găsit comoara. Șansele să găsești o comoară dacică într-o vizuină de vulpe par mai mici decât să câștigi la loto. Și totuși o simplă joacă de copii a demonstrat că se poate. Povestea e simplă. Trei copii din satul Hunedorean, Ocolișul Mic din Munții Orăștiei, au vrut să dea o lecție vulpilor care fac prăpăd în gospodăriile părinților. S-au dus pe un deal din apropiere unde știau că se ascund animalele. Acolo s-a întâmplat minunea. Am venit aici să acoperim, să nu mai ieșe pui de vulpe și am luat aici un bolovan. Și acolo, înăuntru, a fost o sticlă. Că ne-a jucat așa să nu mai așa pui. Băieții au rămas fără cuvinte. Ca buni prieteni și-au împărțit monedele de aur, dar pentru că nu le reveneau părți egale, două dintre monede le-au aruncat. Ne-am uitat în sticlă că erau monede de aur. Și am mers acolo și le-am împărțit. După aia le-a fost acasă, nu? Da. Ce ați făcut după aia? Le-am arătat la părinți. Câte monede au revenit și acolo? Eu am avut 52, Paul a avut 43 și Andrei tot așa, 43. Și nu v-ați speriat, v-ați bucurat? Ce? Când ați văzut ce? Ne-am bucurat. N-am știut ce sunt. Ați auzit că pe aici știai că prin zonă se mai găsesc? Nu, n-am știut. Au fost însă cinstiți și le-au dus acasă. Cele trei familii nu au stat pe gânduri și au anunțat autoritățile. S-a prezentat o familie de la Ocolișul Mic, e Vitan, cu un număr de 95 de bucăți de cosoni pe care i-au găsit copiii jucându-se pe câmp, acolo, lângă o scorbură de vulpe. Și ei, de bună credință, normal, au venit, se predea la autorități. Acum ancheta e în desfășurare, asta nu mai depinde de noi, de primărie. Ce mă bucură este faptul că am reușit și atunci și continuă să fie împregnat în căpșorul lor ideea de cinste. Acești copilași, împreună cu părinții săi lor, au făcut un gest extraordinar. Monedele sunt de o valoare inexpugnabilă pentru România, sunt cosoni, sunt galbeni, care au, repet, o valoare extraordinară. Ele atestă dăinuirea noastră a românilor pe aceste sfinte și sacre meleaguri. Localnicii nu exclud posibilitatea ca tezaurul din aproape 150 de monede de aur să fi fost ascuns în vizuina vulpii de căutătorii de comori sau de cel care le-a descoperit întâmplător, asta cu atât mai mult cu cât comora se găsea într-un recipient din plastic. Cetatea dacilor Sarmizegetuza Regia se află în apropiere și acolo braconajul arheologic a scos la iveală numeroase comori, inclusiv celebrele brățări dacice. Și o să pași, au fost găi gaure, când acolo găsesc bolovanii. Și bolovanii au fost și ca aur. Ce m-a spus copilul? Ei știu mai mult, eu nu prea știu. De ce mai zic altceva? Eu atâta știu și eu. De acolo sunt vizuini de vulpi? Aici, în partea stângă. Sunt două vizuini. Și aici au venit copiii și nu, hai să caute pe cei și cu. Erau cuiburi de păsări din alea mici. Eu găsesc și ei. Nu. Asta e. Eu atâta nu știu. Să fie ascuns cineva acolo? Da, mă, ci că aici au fost cineva aici în sat și au ascuns aurul și au fost la grădiște. Și asta a fost la el. Eu atâta nu știu. Cosonii se vând pe Piața Neagră cu câteva sute de euro, după ce în anii 90 se vindeau cu mii de euro bucata. Și acum colecționarii din străinătate sunt dispuși să plătească o mică avere pentru o singură monedă. Potrivit legii, cei trei eroi de 10 ani din Munții Orăștiei au dreptul să primească o cotă de 30 până la 45% din valoarea comorii.
S-a pus punct unei investiții în urma căreia toate zonele Văii Jiului au fost delimitate clar și legate la sisteme individuale. APASERV a invitat presa la finalizarea lucrărilor și am aflat în teren cât de importantă este zonarea. Faptul că avem orașele împărțite pe zone de presiune și apa potabilă nu va mai fi luată în cazul unei defecțiuni pe porțiuni mari este un plus pentru toată lumea. Lucrările au fost finalizate și din această săptămână putem vorbi despre o reușită, fără de care toți locuitorii din Valea Jiului ar fi avut de suferit. Eu sunt bucuros, alături de echipa pe care o conduc aici la APASERV, că proiectul care a început în 2011 încetul cu încetul se termină. Astăzi participăm la al doilea contract în care este finalizată lucrarea și anume zonarea sistemelor de alimentare cu apă în Valea Jiului. A fost o lucrare în unele părți mai grea. Important este că la timpul în care a fost contractat, la timp constructorul și-a respectat contractul pe care l-a semnat. Fiecare oraș a fost împărțit pe puncte de presiune și zonarea a făcut astfel posibilă delimitarea fiecărui cartier. Specialiștii care au lucrat ne explică acum care este finalitatea. E vorba despre crearea unor zone de presiune și monitorizarea presiunii pe toată rețeaua din Valea Jiului și de asemenea monitorizarea consumului de apă. Zonarea s-a făcut prin instalarea de cămine cu vane de reducere a presiunii în anumite poziții în rețeaua de alimentare cu apă. Ce înseamnă asta? În toate orașele din Valea Jiului s-au identificat niște zone de presiune pentru reglarea și monitorizarea presiunii și în funcție de aceste zone s-au instalat niște cămine dotate cu vane de reglare a presiunii și cu debitmetre și cu ajutorul lor se va putea vedea în rețea și ce presiune există și unde se pierde apa. În urma studiului realizat de specialiști, s-au identificat în Petroșani 8 zone de presiune, alte 9 în Lupeni, la Vulcan tot 8, Petrila 5, Aninoasa 5, Uricani 4, în total fiind 39 de zone de presiune legate mai multe la câte un cămin. Toate căminele sunt monitorizate de la dispecerat și parametrii ajung din teren la dispecer, așa încât orice defecțiune este sesizată și poate fi ușor remediată. Prin crearea acestor zone de presiune, amintiți anterior, se stabilizează și confortul hidraulic la consumatorii noștri și putem gestiona mult mai bine tot sistemul prin scăderea pierderilor de apă. Acest proiect este cel de-al doilea finalizat în cadrul proiectului mare care vizează îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă potabilă și canalizare, iar el este funcțional din această săptămână. Elevii claselor a 8-a se pot orienta din acest an către o nouă formă de învățământ, respectiv învățământul profesional de 3 ani. Aceștia pot alege să se califice în mai multe meserii, iar pe lângă faptul că urmează o școală, tinerii primesc și o bursă din partea statului. Învățământul profesional de 3 ani este o noutate pentru învățământul profesional și tehnic, astfel că elevii care în acest an termină clasa a 8-a și doresc să se califice într-o meserie pot opta pentru această formă de învățământ. Pentru județul Hunedoara au fost preconizate, au fost alocate 420 de locuri pentru învățământul profesional și tehnic în 13 unități școlare de învățământ liceal. Calificările profesionale sunt din cele mai diversificate, adică acoperă o arie largă de domenii și calificări, astfel că de la domeniul mecanic, mecanic auto, sudor, mecanic pentru întreținere și reparații, până la domeniul servicii, avem cam toată oferta de calificări profesionale, inclusiv bucătar, ospătar, chelner, vânzător, constructor, zidar, pietrar, tencuitor, etc. Școala profesională care se adresează absolvenților de 8 clase este un lucru foarte bun, pentru că elevii pot astfel să urmeze un traseu profesional mai aproape de competențele pe care le au.
Pe lângă faptul că se califică într-o meserie, elevii care vor urma cursurile învățământului profesional vor primi lunar din partea statului, respectiv a Ministerului Educației, o bursă de 200 de lei. În plus, agenții economici cu care unitatea de învățământ are încheiate parteneriate mai pot oferi tinerilor încă 200 de lei sau chiar mai mult, astfel că suma pe care elevii o pot primi poate ajunge lunar la peste 400 de lei. Potrivit unui studiu întocmit de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, tot mai mulți elevi doresc să urmeze cursurile unei școli profesionale. Colegiul Tehnic Energetic în acest studiu apare cu 41 de solicitări pentru mecanic auto, un fapt îmbucurător și probabil că și experiența pe care am prins-o în decursul anilor pe această calificare își spune cuvântul. Și asta în condițiile în care numărul locurilor disponibile pentru calificarea de mecanic auto la acest colegiu este de doar 15. Înscrierea elevilor de clasa A8 la școlile profesionale cu durată de 3 ani începe în data de 22 mai. În 22-23 mai se completează aceste fișe de înscriere. În 26-27 mai, unitățile de învățământ liceal primesc fișele de înscriere de la unitățile de învățământ gimnazial, iar în 28 mai se afișează lista candidaților înscriși și admiși pentru prima etapă. Trebuie precizat faptul că înscrierea candidaților se va face între etape până în septembrie, astfel că elevii care nu se înscriu în prima etapă și se decid să urmeze învățământul profesional de 3 ani mai târziu, o mai pot face în următoarele două etape de înscrieri, în limita locurilor disponibile. Singurul institut din țară care pregătește specialiști în materie de securitate minieră și exploziv, INSEMEX Petroșani, este în sărbătoare. Sfârșitul lunii mai este un bun prilej pentru cercetătorii de aici să-și prezinte lucrările și să marcheze astfel cei 65 de ani de existență acestei instituții de prestigiu din țară. INSEMEX împlinește 65 de ani și acesta este un prilej de sărbătoare pentru cercetătorii și specialiștii din Petroșani. Până în toamnă vor fi manifestări dedicate acestui eveniment, dar primul are loc în câteva zile. În primul rând vom avea organizate 4 mese rotunde, 4 sesiuni de dezbateri pe profilul celor 4 departamente de cercetare ale INSEMEX, respectiv în luna mai, iunie, septembrie și octombrie. Urmând ca în luna noiembrie, atunci când este celebrată, sărbătorită Ziua Cercetătorului, să avem o manifestare mai amplă la care să participe autorități, colaboratori, parteneri și așa mai departe. În data de 30 mai, Departamentul de Electrosecuritate va organiza masa rotundă pe tematica de protecție la explozii în domeniul instalațiilor electrice. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitatea Minieră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani a luat ființă în anul 1949 sub denumirea de Stația de Cercetări pentru Securitatea Minieră ca filială a ICEMIN București. Activitatea INSEMEX Petroșani se desfășoară în două incinte în care suprafața amenajată pentru cercetări în cele 4 pavilioane este de circa 6.000 de metri pătrați, iar volumul instalațiilor de încercare compuse din tunele și galerii experimentale depășește 1000 de metri cubi. Mai dispune de un poligon de antrenament pentru salvatori, un poligon de încercare a explozivilor de uz civil și a articolelor pirotehnice situat la circa 5 km de orașul Petroșani și o hală de încercări pentru instalații și echipamente electromecanice. Zeci de oameni ar avea nevoie de ajutor, dar fără voluntari nu se poate face mai nimic. Astfel de oameni sunt puțini și în lipsa unor legi coerente, munca de voluntariat se face la noi în Valea Jiului cu diferite fundații ce ne trimit tineri de la ei din țară. Nu avem tineri care să vină voluntari. Nici adulții nu au acest cult. Și acum, în săptămâna voluntariatului, realizăm că totul se învârte într-un cerc vicios. Oamenii nu știu că ar putea fi de ajutor fără să ceară nimic în schimb, iar statul nu încurajează deloc, așa încât singurii voluntari vin din țări vest-europene. Este și cazul celor de la Caritas, care au ca ajutoare voluntari nemți, dar care recunosc că fac cu greu față cerințelor. De la noi din comunitate este un pic mai greu să recrutăm voluntari. Într-adevăr, avem o relație destul de bună cu câteva organizații de voluntariat din Germania și din Austria. De la noi din comunitate, pentru fiecare dintre proiectele pe care le derulăm, în speță în centrul de zi Maria Stein, avem 3 voluntari care vin zilnic și ne ajută la activitățile zilnice, în principiu de o vârstă mai înaintată. Iar celălalt proiect de centru de integrare socială a tânărului se bazează practic pe munca voluntară a tinerilor,
Și deci avem 25 de voluntari care dezvoltă activități comunitare și care participă la activități săptămânale de dezvoltare personală și implicare în comunitate. Nouă ne lipsește cultura voluntariatului și puțini sunt cei care ar face acest lucru fără să primească ceva în schimb. Nici legile nu îi ajută pe tineri ca în alte țări, unde munca de voluntariat se consideră experiență și se trece în CV. Iar cei care caută să recruteze astfel de tineri spun ce găsesc în realitate. Nu lipsește o cultură a voluntariatului și cadrul legal al de desfășurare a acestui voluntariat. Și bineînțeles că ne lipsește și nouă oportunitatea, sau mă rog, know-how-ul, ca să spun așa, să integrăm destul de bine. Dincolo, este acest concept de voluntariat este unul foarte bine dezvoltat, foarte bine reglementat de către stat. Ei vin aici și sunt susținuți practic de statul german, respectiv prin intermediul organizațiilor care îi trimit. Și practic beneficiază de o serie de condiții care, din păcate, noi nu putem să le oferim în momentul de față. Cei de la Caritas le oferă o masă caldă, o zi de baie și un program de petrecere a timpului liber unui număr de peste 50 de copii care vin din familii cu probleme sociale. Pentru ei ar fi nevoie și de voluntari care să ajute, însă, din păcate, doar 3 oameni fac munca efectiv. Având în vedere că avem aproximativ 50 de copii care vin zilnic acolo la centrul de zi Maria Stein, vă dați seama că cu cât mai mulți voluntari, cu atât mai mult și nu ținem cont neapărat de vârstă, ba chiar foarte mulți din categoria vârstnicilor vin pentru activare și pentru a petrece timp cu copiii, probabil că simt așa și este o motivație personală. Avem nevoie și de tineri care să se implice, să înțeleagă ce înseamnă nevoia comunitară. Avem nevoie și de adolescenți care să poată, spre exemplu, să înțeleagă ce înseamnă organizație, ce înseamnă asociație, ce înseamnă să lucrezi, ce înseamnă să fii activ. Săptămâna Națională a Voluntariatului are loc în acest an între 12 și 19 mai și teoretic suntem chiar în mijlocul evenimentelor. Practic însă lucrurile sunt departe de a fi așa cum ar trebui. Deși ideea este gândită ca un eveniment național anual care a ajuns acum la cea de-a 13-a ediție, dar fiecare așteaptă să se întâmple ceva. Arontruță este singurul localnic rămas în satul Hunedorean Roșia. Singurătatea l-a învățat să se descurce și își duce zilele de ani de zile pe lângă casă, îngrijindu-și animalele. Așezarea în care locuiește bătrânul ar putea prinde viață în jurul omului de afaceri Emil Părău, care vrea să transforme cătunul într-un muzeu viu. Bătrânul Aron Truță, în vârstă de 78 de ani, are o casă frumoasă în satul Roșia, comuna Balșa. Are vaci, găini și o turmă de oi în grijă și, aparent, nu duce lipsă de nimic. Este singurul locuitor al cătunului situat în apusenii metaliferi la granița cu județul Alba. Cum de-ați rămas singurul localnic din Roșia? Am fost plecat și eu de aici. În 79 am fost plecat și rămâne bătrâni aici. Mai trăiau bătrâni, părinți. Și din 98 am ieșit la pensie și am venit chiar aici, că mai aveam animale, mai gospodărie aici. Moș Aron trăiește pe lângă casă, seara privește la televizor, iar ziua are grijă de animalele sale. Sunt săptămâni în care bătrânul nu vede niciun om trecând pe drumul pe care, în trecut, localnicii din Balșa se îndreptau spre Săcărâmb, cu desagile în spinare la târgul săptămânal. Câți oameni locuiau înainte aici și câte gospodării sunt? Gospodării erau 42 de familii. Odată, de când știu eu. Așa? Oamenii, unii s-au dus de tot, au murit, unii s-au mutat. Copiii săi, care trăiesc la oraș, îl vizitează din când în când și și-ar dori să-l ia cu ei, dar bătrânul nici nu vrea să audă. Îi plac singurătatea și liniștea de la Roșia și nu ar pleca nici în ruptul capului, chiar dacă aici viața este mai grea. Totuși, destinul satului e pe cale să se schimbe. Omul de afaceri, Emil Părău, a cumpărat aproape toate casele și terenurile abandonate din sat și vrea să transforme locul într-un muzeu viu. Pentru mine, că numai eu mai sunt aici, e foarte bine că dacă nu venea dânsul aici, era pustiu. O
defișat multe aici, în grădinile astea, pe la pruni, se făcuse pădure, pe irea pădure pe aici, s-o ocupase, că dacă nu s-o mai lucrat, s-o ocupat. În următoarele luni, potrivit omului de afaceri Emil Părău, vor fi renovate mai multe case vechi din sat și vor fi transformate în locuri de cazare pentru vizitatori. În gospodăriile satului, nouveniții vor munci pământul, vor avea grijă de animale, vor îngriji grădinile și vor culege roadele lor pentru a le pune pe masă și vor învăța și celelalte îndeletniciri ale sătenilor. La final, vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai bună!